Gata cu pauza. Cele două săptămâni de repauză care s-au bucurat handbaliștii vasluieni au luat sfârșit. Dacă în ultima etapă au reușit o victorie categorică, elevii pregătiți de profesorii Liviu Gugle și Laurențiu Cosma le-au pus gând rău și celor de la Internațional București. Jocul dur al celor de la Internațional îl înspăimântă pe tehnician. Nu dorește să aibă jucători indisponibili în urma acestei partide, întrucât urmează meciul de baraj. Determinarea jucătorilor este punctul forte pe care se bazează antrenorul formației cu aspirații la Liga Națională. Cu gândul la cele două puncte puse în joc, întreg lotul lui Handball Club promite să facă tot ce-i stă în putință pentru a câștiga această partidă.